Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și haideți să vedem ce se mai întâmplă cu persoana de interes. Dragii mei, ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează cu dumneavoastră, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți. Sunt convinsă că veți găsi măcar un mesaj, măcar un sentiment, un gând bun sau ceva care probabil o să vă ajute în relația dumneavoastră mai departe. Drăguților, haideți să începem etalarea. Cei care doriți etalări private, aveți aici telefonul pe măsuță și mail-ul și telefonul în acest video mai jos la descriere. Oricând puteți apela pentru situații personale, specifice și în detaliu. Haideți să vedem ce ne spune astăzi această etalare pentru dumneavoastră. Profit pe această cale să mulțumesc tuturor celor care au apelat la etalări, celor care au lăsat mesaje, comentarii, celor care îmi dau like-uri, celor care s-au abonat. Vă iubesc mult de tot și vă mulțumesc. Și nu uitați, dragii mei, cei care n-ați făcut-o încă să o faceți, să vă abonați, să dați pe clopoțel și, bineînțeles, să mă urmăriți cu toată dragostea, așa cum fac și eu pentru dumneavoastră, de câte ori suntem aici împreună. Vă mulțumesc din tot sufletul și sunt lângă dumneavoastră cu tot. Haideți să vedem ce mesaj avem astăzi de la această persoană. Ce vrea să spună, ce vrea să comunice. Haideți să vedem, drăguților, ce ne spun astăzi cărțile pentru a vedea ce se mai întâmplă în mintea acestei persoane. Va mai face ceva? Va mai spune ceva? Se mai întâmplă ceva între dumneavoastră amândoi? Ca semne avem rac, vărsător, pești, avem scorpion, avem fecioară, capricorn, săgetător, leu, berbec, din nou capricorn. Haideți să vedem, dragii mei. Avem aici și balanță, și taur, și din nou pești. Bun. Drăguților, am să le pun așa ca dumneavoastră să le vedeți. De fapt, am să le mai apropii un picuț, așa ca să intre în cameră, pentru că aș vrea să le vedeți și dumneavoastră la fel de bine cum le văd și eu. Bun, drăguții mei, haideți să începem etalarea. Numai o secundă, vă rog. Ca să fie, să nu se mai miște camera. Perfect. Mulțumesc frumos că m-ați așteptat. Dragii mei, văd aici pe cineva care a plecat fulgerător, care a ieșit din viața dumneavoastră, care a lăsat ceva dureros în urmă, care are niște emoții negative sau care nu este mulțumit de el, care se compară întotdeauna cu alții sau care întotdeauna a făcut alegeri nepotrivite între persoanele din viața sa. Văd aici un om care are foarte multe lucruri ascunse, nu știe să se exprime sau nu știe să exteriorizeze, dragii mei, aceste sentimente, iar lucrul acesta îl costă pentru că este genul care ia decizii pripite, fără să le gândească și după aceea îi pare rău. La modul, ți-am dat în cap, te-am omorât, dar lasă, dragul meu, că poate mâine te pot învia. Și în viața asta, dragii mei, din păcate, lucrurile nu stau așa, pentru că sunt lucruri care, în general, au un singur sens. Da? Deci nu e, cum se zice, e drum interzis, nu se poate întoarce pe același drum o persoană în momentul în care face rău, rănește sau decepționează pe cineva. Ceea ce văd clar este că aveți de face sau ați avut de a face, dragii mei, pentru că unii aici nu mai comunicați, sunteți supărați, certați, nu mai știți de omul ăsta încă ce mai face, ce mai zice, vă ține la distanță, sunteți blocați, etc. Văd că pentru mulți ați avut, dragii mei, de a face sau aveți de a face cu un om nehotărât. Când era ok cu tine, când nu era ok cu tine. Mâine era aici, poimine nu te mai cunoștea. Venea când scăpa, că pentru mulți, dragii mei, văd aici acea situație ciudată de trio, în care, din păcate, compromisul său era în altă parte, dar nu vrea să lase nici conexiunea cu tine pentru că îl prinsese pe Dumnezeu de picior. Unde mai găsea el o persoană să-l iubească, să-l pupe, să-l îmbrace, să-l țină în brațe și să-i mai spună și dragostea vieții mele. Pentru că pentru mulți, dragii mei, din păcate, era acea dragoste care poate n-a apărut nici când erați copii, exact acum, pentru mulți trecuți de 30-40 de ani și v-ați îndrăgostit ca niște mielușei, ca niciodată. Simt că e cineva care a jucat la două capete. Spun asta, dragii mei, pentru că nu a fost în stare să aibă o singură direcție în ceea ce a privit relația dumneavoastră. Este cineva care, probabil din frica de a nu-și pierde un statut, poate mulți aici vă cunoașteți de la servici, poate sunteți cu șeful, cu colegul, sau ați lucrat împreună sau dumneavoastră sunteți șeful acelei persoane, da? E clar că compromisul său a fost ori din interes, ori în altă parte și n-a vrut să lase nici conexiunea cu dumneavoastră pentru că avea destul de multe de câștigat.
se îndrăgostise, deși nu neapărat de la început, dar au fost mult mai multe alte lucruri care, dragii mei, l-au motivat să stea pe lângă dumneavoastră. Văd foarte multe interese financiare pentru unii, iar pentru alții, dragii mei, văd aici, aș petrece timpul liber pentru că se simțea nemaipomenit și de ce nu dacă se poate. Nu este un om rău, mai spun o dată, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar, dragii mei, nu răutatea este ceea ce ne lipsește într-o ecuație de pereche. Pentru că am mai spus cuiva că o persoană poate să fie minunată, e extraordinar de faină pentru toți cei din afară, da? Vai ce om bun, spune vecinul. Vai ce coleg extraordinar, spune colegului de servici. Vai ce copil bun, spune mama și tatăl lui. Dar dumneavoastră, dragii mei, cei care trăiți în pereche cu el, cei care stați între patru ziduri, da? Cei care mâncați împreună, dormiți împreună, aveți lucruri împreună cu persoana asta, sunteți singurii care cunoașteți fața adevărată ca și pereche. Deci vorbim de omul din interiorul unei relații, nu vorbim de omul pe care îl admiră cei din afară și îl aplaudă. Da? Mare atenție! Ceea ce văd aici este că, am spus, nu este un om rău, dar pentru mulți aici, dragii mei, văd un om cu multe slăbiciuni. Îi tremură genunchii și picioarele ca să nu piardă diverse lucruri. Iar dumneavoastră, ce să faceți cu un Pinocchio, sincer? Pentru că văd aici că a fost jucat pe ațe de către alții sau altele, poate vorbim de foști de foste sau de foști doamnelor, domnilor, că știu că mă ascultați și unii și alții și vorbesc cu ambii, chiar dacă uneori folosesc doar persoana feminină. Drăguților, manipulare! Și ce au făcut alții cu el? Păi s-a gândit că poate să facă și el cu dumneavoastră, da? Nu cu rele intenții, dar știți cum e. Și-a găsit așa un tertip și un drum să vă intre din nou în suflet. Ce se întâmplă cu această persoană? Vrea să reintre în viața ta într-o formă sau alta, pentru că cred că aici a lăsat ceva care putea fi crescut și l-a lăsat la dospit, cum se spune, da? Probabil că nu e în stare să ia decizii imediate, dar se pare că nu vrea nici să vă piardă. Dumneavoastră sunteți nemulțumiți căci ați evoluat spre nimic în relația asta, foarte mulți dintre dumneavoastră cu el sau cu ea. Adică i-ați tot pus, hai la mine, hai cu mine, hai să facem ceva, ia o decizie, hai să vedem ce putem construi împreună. Și persoana asta s-a mișcat în sus și în jos, dar fără să facă ceva concret, da? Probabil că își dă seama că e dor de tine, că are sentimente de culpabilitate, pentru că, dragii mei, e fix pentru că întotdeauna s-a comparat cu alții sau și-a comparat viața între dumneavoastră și ce avusese înainte sau nu s-a văzut suficient de bun pentru relația cu tine. Probabil că știe că nu poate să fie la nivelul tău, are frica aceea că poate și tu te poți întoarce la o persoană mai bună din trecutul tău sau că vei alege un partener nou, mai potent ca el, mai bun sau cineva care poate să-ți ofere mai mult. Poate spun asta în mod deosebit pentru cei care sunteți în trio, pentru că deja mă de aici că ați dat niște ultimatumuri la modul ori eu, ori cealaltă, pentru că nu se mai poate, sau ori eu, ori celălalt. Nu mai puteți împărți această persoană, dragii mei, și poate au fost circumstanțe de viață, altă țară, alt servici, distanțe, care acum trebuie să se termine pentru că vă doriți ceva doar al dumneavoastră. Ce mai simt? Multă dezamăgire și așteptare care te-a făcut pe tine să nu mai lupți. Văd aici că ați renunțat să mai faceți lucruri pentru această persoană, pentru el sau ea. Văd că nu-l mai căutați nici dumneavoastră, parcă nu-l mai vreți, v-ați săturat de aceste hei rupuri, acum vorbim, acum nu, acum îți dau un semn, acum nu, una caldă, una rece și tot el cu gura mare sau ea, dragii mei, persoana aceasta te-a rănit și a provocat niște răni în tine, mai ales cu niște discuții finale în care a provocat acest finish, da? Văd că foarte mulți cumva v-au dus pe marginea prăpastiei și în final a trebuit să renunțați pentru bunăstarea personală. Adică v-ați dat seama că erați mințiți, înșelați, manipulați și ca atare vă vedeați din afară deja niște victime. Dragii mei, nu sunteți victimele acestei persoane, dumneavoastră ați făcut totul din suflet, ați făcut totul cu sinceritate și a trebuit să luați aceste măsuri pentru că altfel această persoană nu înțelegea ce se întâmpla. Poate că ți-a rupt inima și tu știi aceste lucruri cu aceste compromisuri pe care încă le fac, dar acest egoism al acestei persoane se pare că se va termina. Poate mulți aici în final au rămas singuri sau în relațiile în care se învăd că oricum nu le merge bine și toată acea energie care ți-au dat-o ție, astăzi li se întoarce ca un bumerang, da? Văd aici că te-a dus la capătul răbdării, ai investit foarte mult emoțional și, dragii mei, nu mai suportați minciunile și aceste lucruri care nu știți încotro se vor duce. Văd aici foarte multe să spunem clarificări, dragii mei, pentru că va veni o perioadă în care această conexiune de suflete pereche, care este de altfel o relație foarte grea prin care ați trecut împreună, această instabilitate, aceste emoții reprimate, îl vor face pe acest om să ia acțiune. Adică, mulți aici, deși sunt în trio, vor încerca să facă cumva să nu mai fie în această situație, pentru că se pare că dumneavoastră ați crezut până în ultimul moment că acest om a fost și el trădat sau cumva a avut niște probleme acolo, dar v-ați dat seama că de fapt totul n-a refulat decât în dumneavoastră și tot ce spunea erau niște minciunele drăguțe ca să vă mai țină pe lângă el sau pe lângă ea.
Se pare că cauza tuturor acestor suferințe a fost din cauza acestui om, pentru că mulți aici văd îndepărtați, supărați, răciți, dragii mei, pentru că nu mai aveți încredere. Nu mai aveți încredere că omul ăsta spune adevărul, nu mai aveți încredere că face un sacrificiu pentru voi. O mare decepție în trecutul dumneavoastră și probabil că acest om s-a purtat așa cum a fost învățat de alți parteneri trecut, pentru că n-a avut parte nici de dragoste în familia sa, nici de dragoste de la părinți, poate și a trăit în anumite familii deficitare. Eu cred că, deși se victimizează astăzi, este clar că veți pune punctul pe ei și această joacă, dragii mei, această joacă pe care omul ăsta a inițiat-o cu tine, va lua sfârșit, da? E ca și cum îți joci ultima carte, pentru că va fi ultima oportunitate ca această persoană să te convingă sau să mai vină înapoi. E clar că te-a trădat, știe că nu are cum să dea ochii astăzi cu tine, pentru că simte multe rușine, multe regrete și multe lucruri care, să spunem, l-au făcut să se gândească că nu ai meritat nimic ceea ce ai pățit din cauza sa. Cum am spus, e cineva căsătorit. Pentru mulți care a preferat confortul unei vieți deja poate jumătate moarte, dar era confort, era obișnuință, era rutină și n-a avut curajul să o ia sincer cu tine de la zero. Iar pentru ceilalți, dragii mei, se pare că trecând peste obligațiile pe care acest om le-a avut cu serviciu sau cu altcineva, a fost foarte multă furie și disperare de a nu pierde totul, pentru că au fost și bani pe mijloc. Se pare că sunteți la o răscruce de decizii. Spune asta pentru că și dumneavoastră și acest om, deși ați oferit un nou început, l-a refuzat. Dumneavoastră ați renunțat să mai luptați pentru acest om, dar acest om va renaște de la zero cu ceea ce înseamnă sentimente, dragii mei, da? Pentru că dă o luptă acerbă cu propria minte, cu propria mentalitate și cu faptul că se simte într-adevăr că e un om slab, deși are foarte multe sentimente pentru tine. Întotdeauna în trecut a văzut partea goală a paharului. E clar că are un negativism clar aici, care îl obosește și în final va trebui să se împartă într-o formă sau alta, pentru că n-a fost în stare să facă ori dreapta, ori stânga în existența sa și acum relația cu tine îl obligă să ia niște decizii. Și-a sabotat, dragii mei, de multe ori văd aici propriile gânduri, care probabil că acum îl macină, își face filme în cap aiurea, nu este sigur dacă nu să-l mai așteptați, dacă sunteți cu altcineva, dar este foarte bine că i-ați băgat un cui în inimă. Știți cum e? Nimeni nu doarme, nici divinitatea. Văd aici că și divinitatea, într-o formă sau alta, a intervenit în dumneavoastră și el. Și în final, va simți o mare pierdere, căci nu mai știe ce faceți, pe unde sunteți, ce mai simțiți pentru el și asta îl omoară. Da? E foarte curios, probabil că cum mulți sunteți blocați sau nu mai vorbiți, poate n-are acces nici să vadă în acest moment în rețelele sociale ce se mai întâmplă cu dumneavoastră, dacă mai este loc pentru ceva sau nu. A fost foarte multă pasiune din partea lui și cred că asta a fost la început, dar omul acesta, prin toată atitudinea pe care a avut-o, dragii mei, a pus un munte între voi. Da? Ți-ai dat seama că în final, de fapt, mai existau și alte persoane între voi doi, că ceea ce spusese nu era adevărat, ai vrut să fii convinsă sau convins că e doar cu tine și în final s-a dovedit că nu e așa. Eu cred că multe sentimente aici le-a ucis această persoană prin faptul că v-au ignorat sau la un moment dat v-au decepționat cu ceva care dumneavoastră ați cerut din tot sufletul și nu a fost capabil să răspundă pozitiv, da? Simte nevoia astăzi, văd aici, pentru că vine ca un fel de aer proaspăt, dragii mei. Vine aici ca o energie extraordinară din nou. Ceva ia din nou viață în sufletul său referitor la tine, da? Simte că are sentimente mai profunde. Simte că în final are dorința aceea de a repara o greșeală din trecut. Ar vrea să comunice cu tine, ar vrea să-ți spună cât de rău și cât de prost se simte pentru ceea ce s-a întâmplat și că în final alegerile lui n-au făcut decât să-l ducă pe un drum greșit, da? Văd pentru foarte mulți aici că au ales ceva care în final au fost o mare decepție și i-au dat de înțeles că viața te pedepsește și știți cum e, Dumnezeu nu dă cu biciu, dă cu altele. Pentru mulți, văd aici că va fi o perioadă în care veți avea o comunicare cu această persoană. Este clar că va fi un mesaj, dragii mei, telefon, WhatsApp, mesaj, în rețelele sociale, prin cineva, poate unii vă întâlniți față în față când mai puțin vă așteptați în mijlocul mall-ului sau în mijlocul străzii sau în locul în care lucrați. Eu cred aici că această comunicare va avea clar loc, pentru că această persoană își dorește să-ți explice sincer ce simte. Și iubiții mei, vreți, nu vreți, cred că ar fi bine într-o formă sau alta aici, deciziile le luați doar dumneavoastră, să alegeți dacă mai vreți sau nu să-i dați o șansă. Chiar nu poate decide nimeni decât dumneavoastră în viața personală ce aveți de făcut. Dar această persoană este clar că vine aici cu un mesaj de pace, cu un mesaj de dragoste, cu un mesaj deschis, pentru că în final își va arăta sentimentele sau cel puțin va spune că nu vrea să te piardă definitiv. Spun asta pentru că poate mulți aici au înțeles că dragostea nu stă doar într-o casă, într-o mașină, într-o investiție financiară, în frica aceea de ce facem mâine,
Pentru că atunci când oamenii se iubesc, probabil îți poți construi ceva alături de cineva atâta timp cât știi că nu te părăsește și poți conta cu el la bine și la rău. Deci este o mare lecție de viață pe care omul ăsta în această perioadă a primit-o de la tine, a primit-o de la propria viață și a văzut că fericirea nu se găsește mai departe de acolo de unde existai tu. Deci vor lua niște decizii, vor face niște pași, iar dumneavoastră, dacă doriți sau nu, aici este decizia fiecăruia, îi veți da oportunitatea să își deschidă sufletul. Drăguții mei, aceasta a fost etalarea. Haideți să vedem literele pentru astăzi. O să scoatem câteva litere, ca de obicei. Haideți să vedem, dragii mei, ce litere ne-au ieșit astăzi. Avem litera L, litera O, litera K, litera G, litera O, din nou, am să o scot că se repetă, litera E, dragii mei, litera T, litera M și litera D. Sper să corespundă cu cât mai mulți dintre cei la care v-ați gândit. V-am zis, literele nu sunt neapărat importante, le scoatem aleator pentru a vedea niște energii. Nu este o problemă, dragii mei, pentru că pot fi o mulțime de nume și o mulțime de persoane la care dumneavoastră să vă gândiți. Sunt atâtea persoane care ascultă acest video. Eu am spus întotdeauna, sper să rezonați cât mai mulți și sper la cât mai mulți să vi se împlinească dorințele și să fiți fericiți și să reveniți cu persoanele pe care le iubiți. Vă doresc din tot sufletul. Evident că viața este cea care decide și destinul, dar cu siguranță veți găsi ceva bun pentru sufletul dumneavoastră. Drăguților, acesta a fost videoul. Eu sper să vă fi plăcut ca de obicei. Vă aștept, vă rog, cu like-uri, cu comentarii, sugestii și tot ce doriți dumneavoastră să-mi lăsați. Și ne revedem cu dragoste mâine. Vă pup! Pa, pa!